Bună seara, dragilor! Bine ați venit la două pupeze negre! O am invitat astăzi pe Alexandra Marin, o persoană transgender, în paranteză transexuală, ca să înțeleagă toată lumea. Și în seara asta o să ne spună puțin din viața ei, de ce a întâmpinat până la vârsta de 21 de ani, care a fost tranziția până a ajuns în punctul de a fi transexuală, da? Cum te numești și ce vârstă ai, Alexandra? Mă numesc Alexandra, Alexandra Marin pe Facebook, cum știu mulți, și am 21 de ani. Așa, spune-ne, hai să luăm cu copilăria, spune-mi, la tine din copilărie s-a întâmplat treaba asta, ai simțit că ești diferită? Da, de la vârsta de 6 ani am simțit că, efectiv, a greșit natura spre mea și mă simțeam F în loc de M. Adică fată în loc de băiat. Așa, înțeles. Spune-ne, deci clar de la 6 ani a început toată treaba. Asta ai simțit de la 6 ani. Da. Familia te-a încurajat, te-au ajutat, au fost lângă tine? Nu, au fost total contra și nu au acceptat. La început au crezut că sunt gay, adică pe atunci eram o fată tomboy, adică masculină. Și când au văzut că vreau haine specifice feminine, tot ce pe să mă uitam cu un pirimel, că mi-ai furam o ojă sau chestii de genul. Și ce Alex? Eu nimic, ce să fac? Și la vârsta de 16 ani, că cam târziu, i-am spus. Deși, na. La vârsta de? 16 ani jumate, parcă i-am spus eu. La 6 mi-am dat seama, am ținut ascuns mult și bine, oricum început să-și dea seama după gesturi și așa. Prietenii știau de mult și... Am înțeles. Deci la 16 ani ai făcut tu coming out, să zic așa, nu? Da, doar mamei, adică adoptive. Așa. La o zi, mă rog, sau cred că tot în aceeași, a urmat tata, sora, frate, etc. Alexandra, ai spus că mamă, ai fost înfiată sau cum? Adoptată. Adoptată. Da. În asistență maternală. A, deci ai fost în sistemul de protecție, da, cumva. Am înțeles. De la ce vârstă, Alexandra? Prima, deci a fost ca un fel de tranziție pentru mine, gen, adică am fost la prima maternală, m-a luat din spital la vârsta de un an, m-a ținut până la 6 ani. De ce te-ai ținut până la 6 ani? Doar până la 6, da, până la 6 ani. Păi, ai și femeia la pensie și... La... Am înțeles, și când ai ieșit la pensie, a trebuit să te iau o altă mamă maternală. Da, mă rog, dacă vroia ea, gen, adică să zicem, dacă mă iubea, putea să mă crească în continuare, dar nu mai primea niciun folos material. Da, mă rog, și a ales să mă dea. Am înțeles. Și ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Tu te-a adoptat? Tu te-a luat altă asistentă maternară? Da, păi în ziua respectivă m-a luat, m-a lăsat, deci jos erau centrele de pentru copii și sus erau birourile, da, și pe mine m-a lăsat fix sus unde a avut ea treabă cu actele. M-a lăsat și ce s-a făcut nevăzută, nu mi-a zis nici ai grijă de tine, nici nimic. Ca o fantom. A, deci a venit, te-a lăsat acolo și a plecat. A făcut actele sau ce, că nu doar m-a lăsat și plecat, da. Și eu documentația. Am înțeles. Adică tu vrei că te așteptai să-ți spună un rămas bun. Da, vezi că să-mi dea un cuvânt pe frunte sau, mă rog, ce ai spus cu mine. Și... Eu am fost de mică isteață, în copilăreț, și ce-am zis eu? Că știam genul unde o să ajung. Și m-am uitat și eu după o doamnă, o femeie care arată mai bine, care e mai dichisită, mai aranjată, mai bine vestimentar. Și am văzut-o pe o doamnă, știu că era început de primăvară, o doamnă cu o geacă din blană, cu o pălărie din blană, machiată, aranjată frumos, cizme în picioare, ce mai avea dânsa așa. Și eu fug dintr-o dată la dânsa și îi spun: auziți, nu vă sperați, vreți să luați un copil? Vreți să fiu copilul dumneavoastră? Ea a început să râdă, m-a luat de mână, a făcut acte, etc. Și m-a luat. Și doamna asta cochetă era o asistentă maternală. Da, am avut noroc, să zic, că putea să fie o doamnă care lucra în sistem și eu mă
mă repezeam să... Am înțeles, deci ai avut așa un, băi, asta sigur e, ai avut un simț. Da. Foarte frumos, ok. Și te-a luat acasă, ați făcut actele? Da, a făcut actele rapid sau așa și a mers. Și când mi-a spus că mergem la țară, bucuria mea, că mi-e plac animale, am o pasiune pentru animale și... Mai știam că o să găsesc ceea ce... Ok, deci ai ajuns la a doua mamă, să spunem așa, bun. Da. Ce s-a întâmplat? Până la ce vârstă ai stat la mama cea de-a doua mamă? Pardon, de la 6 ani la 17 ani jumate. Ai stat până la 17 ani jumate. Da. Și de acolo ce s-a întâmplat? De ce s-a rupt treburile? Din cauza identității mele, de ce? Că fac băiatul lor a devenit fată. Deci n-au acceptat că tu nu ești băiat, ci că ești fată. Da. Că-i... Și ce s-a întâmplat? Ți-au dat de ales? Care a fost? Da, mi-au spus, te schimbi sau pleci. Și a sunat, chestia asta a sunat, n-aș putea, te schimbi sau pleci. Pe ce după mine? Adică eu m-am făcut femeie că n-am avut ce face sau nu știu, s-a plăcut. Și am ales, adică le-am spus. N-am putut să mă schimb pentru că asta nu-i de schimbat. Eu mi-am asigurat că e mult și bine și... Ai încercat să le explici, nu? Situația. Da. Eu nu vorbesc din cărți, din... Hai că... Eu nu vorbesc povești, basme, fantasme, cu vrăjitori și de-astea. Eu spun realitatea care am citit-o și eu și m-am informat. Alexandra, vreau să te întreb cu școala. Cum a fost cu școala? Te-a afectat schimbul ăsta de mame în timpul școlii? Te-a afectat cumva, într-un fel? Să zicem că da, zicem că nu, adică nu știu. Grădinița și școala generală, de fapt, grupa mică, parcă am făcut-o la prima maternală și grupa mare și clasele 5, 10 le-am făcut când eram la a doua maternală și primul semestru din 11, din 11 l-am făcut după ce nu mai eram la nicio maternală și eram în sistem unde am stat câteva luni. Hai să vedem. Deci după ai stat la 17 ani jumate, cea de-a doua mamă te-a alungat în ghilimele, da? Vis-a-vis de orientala ta, ți-a de ales. Băi, ori rămâi băiat, ori pleci, ok? Și tu ai zis, nu pot să mă schimb, că nu sunt o carte, asta sunt eu, n-am cum să mă schimb. Le-am spus, deci să zic că mă schimb și de fapt, tot cam nu. Exact, ok. Și atunci ei te-au spus, ok, te-au dus, ce s-a întâmplat de acolo? Păi mi-au făcut bagajele, au venit toți prietenii mei din copilărie, de pe toate ulițele. S-au sunat la mine la poartă și mi-au luat frumos la prieteni. Și prietenii? Mamă. Și la prieteni nu te-au întrebat de ce trebuie să pleci de la... Știau că eu le-am dat verdictul dinainte sau în ziua aia. Adică n-am plecat imediat, ne-am văzut și noi. Eu am început să plâng, logic, am fumat, am discutat. Da. Ok, și după, ok, deci mama de maternală am înțeles, ți-a spus că va trebui să pleci de acasă și ce ai făcut după aceea? Unde v-ați dus? Unde te-ai dus? Păi a venit mașina care are legătură cu Belgia SPC-ul, mi-a luat și bagajele, a mers și ea și am mers acolo. Te-ai dus la o casă de copii. Da, mă rog, eu și cu câteva fete eram cele mai mari, să zicem, și cam atât. Am înțeles. Și la casa de copii cât ai stat, Alexandra? 4 luni. 4 luni de zile. Dar de ce doar 4 luni de zile și nu mai mult? Păi am făcut 18 ani, am renunțat și la școală. Făcuse 18 ani și, cum bine știm, după 18 ani, dacă nu ai o formă de învățământ sau un loc de muncă, sistemul, din păcate, nu poate să te țină. Dacă continui școala, te ține până la 25. Însă, în schimb, dacă ai o formă de învățământ, sistemul îți poate acorda până la vârsta de 26 de ani, de fapt, până termin toate studiile, ca să ne înțelegem. Adică, dacă ei vede că vrei și poți, ei te ține. Dacă ai o formă de învățământ. Bun. Ai stat acolo 4 luni de zile. Ce s-a întâmplat, Alexandra, după cele 4 luni de stat în sistem? Păi, am fost dată afară, adică am fost... M-au repartizat la niște apartamente sociale, așa, și m-au băgat la fete, pentru că știau identitatea mea și
că de fapt sunt o fată și așa? De sistemul te-a băgat într-un apartament de fete, nu de băieți. Da. Deci e foarte frumos. În ce județ era asta? Călăraș. Din Călăraș. Da. Foarte drăguț. Ok, de zile în sistem și după alea 4 luni de zile ce s-a întâmplat? M-am repartizat la un apartament special social, da, pentru fete. A, așa, acolo ai stat cât timp? 4 luni. 4 luni ai stat și acolo. Și după aceea, Alexandra, ce s-a întâmplat după cele 4 luni de zile stat la apartament? Normal, trebuia să plătesc chiria și eu practicam doar sex work. Nu prea mergea, mă rog, în fine, și am ajuns pe străzi. De ce ai ajuns pe străzi? Ai ajuns pe străzi? Da. Și după aia aveam o prietenă care mă duceam la doi pași, un market care îl știe cam toată lumea. Da. Și mă duceam și și o ajutam să aranjez pe rafturi, să arunc cutiile la gunoi, etc. Și îmi dădea țigări, mâncare, etc. Și pe aia am văzut că e foarte deschisă tipa și lumea care când care intra în magazin, da, să mai găsea câte unii, câte unele, sau să râdă, sau să mai ia la mișto, sau chestii de genul. Și fata mereu să lua de ei, de persoanele de genul. Cum o cheamă pe fata asta? Dacă poți să-i spui. Mai știu, dar acum... Nu, Laura, nu. Adela. Adela. Okay. Adela. Așa și... Pe aia mi-a zis că ești foarte deschis, îmi place. Cum... Adică... Mai mulți și în orașul ăla mic sunt... cu mintea aia la pământ, să zic. Ea era deschisă, o tipă da. Deschisă. Da. Okay. Mi-a zis că... Mai am o prietenă ca tine, tot trans. Stă la țară. Și am cerut Facebook-ul ei, mi l-a dat și după aia mi-a zis, mi-a acceptat, am discutat cu ea și era în Italia pe timpul ăla și mi-a zis că situația care am zis să stau, că am fost alungată, că n-am fost acceptată și de fapt nu și așa și mi-a zis sora mea că îmi vin, zi stai la mine și când e plecăm amândouă în afară și îți faci tu banul tău, să-ți iei o chirie, un călăraș acolo și să duci o viață mai tare. Să duci o viață decentă care o duci orice om. Am să zici, tipa asta, Adela sau Laura? Nu, Laura. Laura, Adela mi-a făcut legătura cu... Am înțeles, cu Laura. Da. Am înțeles și Laura aceasta ți-a spus, haide la mine la țară, că o să plecăm împreună ca să duci o viață mai bună în afară, nu? Cu alte cuvinte, să ai și tu banul tău, nu? Da, și când vine în România să-mi iau o chirie... Am înțeles, să poți să te echilibrezi, să te acomodezi în societatea din România. Da. Pentru că tu erai la zero cu totul, nu? În momentul ăla, da, nu? Ieșită proaspăt din sistem, clar, n-aveai nicio ușă deschisă, n-aveai niciun ban strâns, n-aveai nimic, clar. Bun, ai ajuns în Italia. Da. Cum a fost viața în Italia? Frumoasă. Și oamenii la fel, deschiși, toleranți. Și, da, am practicat munca sexuală. Ai făcut stradală. Sex. Ai făcut sex work, sex work, da? Stradal. Adică, că sex work are mai multe forme. Cum e viața sexul? Cum e sexul work? E diferit, că ai făcut și în momentul de față da, sex da, work da, în da, România. Da. Diferă sexul work de cum e în Italia față de România? Diferă că se fac bani mai mulți, dar okay. În rest nu e nicio diferență. Am înțeles. Ok. Spune-ne cât timp ai stat în Italia? O lună și jumătate, aproape. Aproape 2 luni, dar nici 2 luni nu s-au făcut în cap. Am înțeles. Și după treaba, viața cu Italia, ce s-a întâmplat după aceea? Nu. Spune ce vrei tu să spui. Ce simți tu? Și da, a fost tot în regulă. Până când prietena mea a fost ucisă de un client italian. Da, din păcate, o primă transexuală româncă în Italia care a fost ucisă făcând sex work de un client, din păcate. Transfobie. Transfobie.
Tu ai cunoscut-o personal pe transexuala asta care a fost omorâtă, nu? E Laura care plecase tu din România cu ea, nu? Da, 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 da. Și ea a fost asasinată, mă rog, omorâtă de clientul acesta în Italia. Am înțeles. Și după aceea ce s-a întâmplat? După aceea am fost nevoită să vin în România pentru că celelalte două prietene, că eram, cum eram, patru, mi-au spus mai bine să vin acasă în România, să criminalul încă nu fusese să se prins și să nu fiu și eu, vreau crește, omorâtă. Și ce înseamnă? Ai preferat să vin în România? Nu aveam nicio. Am mai stat să fac pe doar mult și... Am înțeles. Și acum să înțeleg că România îți e mai bine aici, te-ai acomodat cât de cât să se mai bine? Da. E mai bine șor, nu? Uh-huh. Am înțeles că există niște persoane pe care te-au ajutat, Raluca Ilarea Demetrescu te-a ajutat cu buletinul, nu? Da, de da, știu. Da, da. Te-a ajutat pentru că tu nu aveai o carte de identitate. Aveam, și... dar aveam pe călăraș și eu atunci am decis să rămân în București. A, deci aveai? Aveam, dar nu aveam pe București. Și-mi trebuia pentru anumite chestii. Am înțeles, am înțeles. Și îi mulțumesc. Știu că ai stat și la Antonella, nu? O perioadă. Da, da, da. Da, da, da. Când m-am emoționat, nu știu să mai spun. Da, am stat și la Antonella o perioadă. La început când am ajuns în București. Și mulțumesc că ne-au de mult pentru că m-a ajutat cu ce a putut. Este o persoană deosebită și mă bucur că luptă pentru drepturile noastre, sexworkerilor, LGBT și etc. Adică... Da, așa este. O salutăm și o pupăcim și mulțumim că este un activist înfocat, să spunem așa. Bun. Un mesaj pentru populația română vis-a-vis de transexuali. LGBT. LGBT, așa. Mă gândesc că ai și în România niște probleme. Știu că mi-ai povestit înainte de a începe filmarea. Mi-ai spus că unii oameni s-au luat de tine pe stradă și... Da, da, mă rog, părerea mea că în București de când sunt, numai lumea cum era odată acum, nu știu, să zicem 5 ani, 10 ani, să se ia chiar cam toată lumea de tine sau toți să, mă scuzați, sau cam chiar toată lumea să întoarcă priviri sau așa. Nu prea am probleme, că se uită bărbații, adică într-un mod pozitiv sau așa, cam atât, dar în rest nu prea am avut, nu prea am avut probleme. Nu, deci clar e evoluție, deci evoluție, față de acum da. De 10 ani comunitatea, toate comunitățile se înțelege, cred și eu asta spun și eu asta cred și eu că s-a evoluat, adică de acum 10 ani de zile, dacă mi-ar fi fost frică să ies travestit sau transexual pe stradă, mă rog, mi-ar fi fost frică. Acum, sincer, nu mi-e frică pentru că lumea s-a mai culturizat puțin în privința asta. E mai bine. De ce e mai bine față de acum 10 ani? Și oricum este o diferență, adică o știi și tu și toată lumea, este o diferență între a fi trans și a fi drag queen, travestit. Da, 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 bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Adică eu chiar dacă și mă nășteam acum 20 de ani, de exemplu. Eu sunt Alexandra, așa mă numesc îmi pare bine, ies cum vreau pe stradă, dacă vreau ies și în costum de baie să fac parada modei, îmi asum, chit că mor. Asta sunt așa mă cheamă. Da. Ideea este că eu, adică vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să facem interviul ăsta și, cu drag, cu drag. Și cred că trebuie să vadă comunitățile povești reale, adevărate, ce înfruntă persoanele LGBT. Și mi-ai spus că acum eu mi-ai spus să transmit un da. Ultim mesaj lumii sau da, da, da. Păi, în primul rând ce vreau să zic eu, vreau să spun tuturor, acceptați-vă și iubiți-vă copiii indiferent de orientarea sexuală, identitatea de gen, mă rog, cam astea sunt principalele subiecte. De ce nu-și acceptă părinții copii? Că treaba cu a fi rasială sau că ești prea slab, prea gras, n-are treabă. Asta e principala problemă, că na. Și acceptați-vă copii și să fim cât mai uniți și mai solidari și cam asta am avut să spun. Mulțumesc frumos, Alexandra, că ai fost aici da. Alături de mine pe scările astea curcubeu, că ne-ați văzut decorul special, am spus să facem altceva decât într-un studio. Referitor la ce a spus Alexandra cu mamele și copiii,
Eu cred că, și asta cred eu, cred că cine te iubește, te iubește așa cum ești, cu defecte, colorat, alb, gay, negay. Cine te iubește, te acceptă. Și cine nu te iubește, nu te acceptă. Ai când te iubi în țară. Asta e punctul meu de vedere. Cine te iubește, te acceptă așa cum ești. Cine nu, nu știu ce să mai zic. Ok, mulțumesc frumos că ați fost alături de noi. Și ne vedem săptămâna viitoare la un party live într-o atmosferă cu piscină, cu lume. O să vedeți. O să fie o bombă de distracție. Vă pupăcesc. O seară bună. Veverița, nu înțeleg ce spui, iubita. Genericul și la revedere. Ah, genericul și la revedere. Vă pupăcesc.